Miliardarul Elon Musk a dezvăluit în premieră că suferă de o formă mai puțin severă de autism. Elon Musk a făcut declarația în cadrul emisiunii Saturday Night Live de la postul NBC. Tot el a spus despre sine că nu este un tip obișnuit și nici relaxat. Elon Musk a dezvăluit că suferă de sindromul Asperger și că de fapt este singura persoană cu această afecțiune care a găzduit emisiunea Saturday Night Live de la NBC. I'm actually making history tonight as the first person with Asperger's to host SNL. Elon Musk a vorbit și despre faptul că îi place să râdă de anumite subiecte pe Twitter, precum este și criptomoneda Dogecoin, pe care o consideră ca fiind doar o glumă, dar care a crescut în valoare după ce a început să o susțină. Elon Musk a ținut să transmită scuzele lui tuturor celor pe care i-a jignit prin intervențiile de pe Twitter, însă a făcut-o într-o manieră specifică lui, apelând la umor. To anyone offended, I just want to say I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship. Did you think I was also going to be a chill, normal dude? Tulburarea Asperger este considerată de către specialiști ca fiind o formă mai ușoară de autism. Această tulburare a fost adăugată în manualul de diagnostic și statistică al tulburărilor mentale al Asociației Americane de Psihiatrie ca fiind o tulburare separată de autism.